Bună ziua, bine ați venit la Business On Air, prima ediție din această toamnă și aș spune că debutăm în forță cu discuția noastră despre business, pentru că suntem la Business On Air. Avem un invitat special, este vorba despre domnul Alexandru Petrescu, director general Poșta Română. Bună ziua, bine ați venit la RFI. Bună ziua, bine v-am găsit, domnule. Mulțumim pentru prezență. Domnule Alexandru Petrescu, v-aș propune să plecăm cu discuția noastră, pentru că emisiunea se numește Business On Air, despre businessul poștal în România. Spuneți-ne cât de concurențială este această piață și care este rolul în această piață al companiei Poșta Română. V-aș spune că probabil din panoplia companiilor de stat, Poșta Română alături, poate doar îmi vine minte Tarom acum, sunt singurele companii de stat care activează într-un mediu concurențial real. Un mediu concurențial cu o dinamică aparte, foarte efervescent din perspectiva achizițiilor într-o companie, ele se asociază, se cumpără una pe alta, asta dă o notă foarte dinamică. Dacă luăm și comparăm poate alte agenții sau companii de stat, ne dorim să dau un nume în mod special, care ele practică doar o administrare a unor resurse naturale sau administrative și evident că viața lor e mult mai ușoară, veniturile sunt mult mai predictibile, pentru clienții lor alternativa de furnizori este zero sau poate foarte mică și într-adevăr viața este mult mai ușoară. Nu vreau să dau exemple de tot felul de companii care au țevi pe sub teritoriul țării sau furnizează o resursă unică de energie și evident acolo lucrurile sunt mult mai predictibile. Însă noi suntem într-o piață concurențială reală, dar din păcate împovărați cu restricțiile aferente unei companii de stat. Sunteți și un Poșta Română și este un serviciu universal, nu un serviciu public, nu are într-adevăr și acest rol. Dacă vreți să definiți, să ne spuneți ce înseamnă acest tip de serviciu. Este foarte împământenit așa în mentalitatea noastră a românilor că de multe ori parcă primează rolul social al companiei în detrimentul rolului și rolul de business, existențe comerciale a acestei companii. Într-adevăr, Poșta Română este o companie care are un brand incomparabil cu multe alte companii de stat. Se spune că alături de armată, biserică, Poșta este unul dintre cele mai recunoscute branduri și într-adevăr așa este, dar este totuși un brand care nu este îndeajuns monetizat în ceea ce privește existența comercială a acestei companii. Poșta Română, dincolo de rolul ei social, fiindcă are unul, prin natura contractelor, și aici m-aș referi doar la distribuția de pensii, totuși ca dinamică și ca rațiune de existență este o companie națională care își plătește angajații doar din ceea ce facturează clienții. Noi nu primim absolut niciun fel de bani de la bugetul de stat. Nicio subvenție în comparație cu alte companii de stat. Noi nu facem decât să livrăm contracte și pentru stat și pentru mediul privat și ne plătim oamenii din ceea ce noi câștigăm. Bun, o să vă rog doar să facem o paranteză vis-a-vis de cariera dumneavoastră personală și aș preciza faptul că sunteți directorul general al Poștei Române, dar ați venit în această funcție în cadrul acelui proces de management profesionist, spun eu, nu management privat, pentru că sunt niște profesioniști în această zonă. V-aș vrea să ne spuneți cam cum a decurs acest tip de proces din punctul dumneavoastră de vedere și să ne dați și câteva amănunte legate de activitatea dumneavoastră, pentru că știu că ați lucrat la Londra în piața financiară. Într-adevăr, aici eu am o părere, să spun așa, dezvoltată pe mai multe paliere. Să încep cu ultima dintre mențiune dumneavoastră. Într-adevăr, am activat în zona serviciilor financiar bancare în Londra. De altfel, Poșta Română este primul meu loc de muncă în România. N-am mai lucrat niciodată în România. Interesant. Deci vă dați seama cât de inedit este pentru mine, dar aș putea să spun că una dintre calitățile mele este puterea de a mă adapta. Așa că nu sufăr de niciun fel de faptul că am pierdut vreun start. Din perspectiva managementului privat, vă pot spune că această ordonanță, la momentul la care a fost implementată OG-109, că acum e OG-111, cred că a avut doar intenții bune în spate și raționamentul în sine este unul de netăgăduit, unul bun. Din păcate, tot felul de schimbări ulterioare ce au afectat această ordonanță de guvern, schimbări care au avut ca resursă justificare poate de natură populistă, domnule, poate unii membri ai Consiliului de Administrație sunt plătiți prea mult. Toate schimbările totuși au făcut ca o serie de oameni care la început s-au înscris
în a activa da, în aceste, au dorit să în aceste consilii de administrație sau consilii de supraveghere sau directori general președinți, o mare parte s-au retras. S-au retras din cauza unui sistem administrativ extrem de greoi, dar nu trebuie să vă spun eu despre asta că e recunoscut de toată lumea. S-au retras din cauza unor indemnizații care au fost modificate, reduse efectiv până la un nivel la care nu mai justifica prezența lor în acele consilii de administrație, fiindcă nu e vorba doar de prezența ta e vorba și de efort, sentimentul nu? De a da ceva înapoi societății, că asta ne animează pe toți, inclusiv pe mine. Este vorba de faptul că prezența ta acolo poate să fie un trigger și să genereze, de fapt, multe alte probleme paralele care ți se creează prin prezența ta acolo. E vorba de răspundere, inerente unei răspundere într-o administrație de stat care de multe ori este într-o artrită generalizată, cum probabil este acum, sau efectiv într-un sistem de a lucra care mă rog, merge pe alți parametri așa. Decât cel de la privat, unde raționalizează orice acțiune, doar profitul și plusul comercial. Ei, bine, la stat sunt multe, multe alte considerente pe care trebuie să le ai în vedere. Pentru că toți suntem la acest capitol, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte și despre Asociația Română de Bună Administrare. Am văzut că sunteți, da, faceți parte din această asociație. Ce-ți dorește, așa ce este. Se întâmplă acolo? Aici a apărut puțin ca o replică a exact a ceea ce vă menționam mai devreme, a unui sistem care poate nu merge întotdeauna pe niște parametri predictibili. Și ca dovadă, o mână de oameni, de manageri care am fost numiți pe OG109, acea anumită deci managerii profesioniști, cum le spun. Am pus împreună bazele unei asociații, Asociația Română de Bună Administrare, unde încercăm și reușim pe alocuri să readucem ordonanța de guvern 109 mai 911 niște parametri de atractivitate pentru oameni care au plecat și poate s-ar întoarce și erau de justă valoare sau pentru a aduce oameni care poate până acum nu s-au gândit să ia în serios opțiunea aceasta profesională pentru cariera lor. Noi suntem și un omolog de discuții cu Banca Mondială, care este unul... Dar care a finanțat sau a avut ideea acestei... Instituția care a fost un principal promotor al acestei corect. Ordonanțe. De altfel, suntem în discuții și cu reprezentanții ai Ministerului Economiei, care la rândul lor se preocupă că această ordonanță să fie îmbunătățită. Ca orice fel de legislație, ea nu poate fi lansată în piață și lăsată așa. Trebuie să fie într-o constantă îmbunătățire. Și noi suntem de partea celor care am trăit în management privat, știm plusurile și minusurile și putem recomanda acele îmbunătățiri care să ne aducă un cadru de funcționare mai bun și în cele din urmă performanță mai bună pentru companiile pe care le păstorim. Sunteți oameni care ați acumulat deja experiență, experiență care contează din Și este transferabilă în mediul de stat și ordonanța în sine este extrem de bună, dar totuși... Dați-mi doar o singură idee pentru care în întâlnirea dumneavoastră ați promova pentru o bunătățire. Doar o singură idee aș vrea, sunt curios. Trebuie mai bine clarificate canalele de comunicare, de exemplu, dintre companii și ministerele tutore. Încă sunt puțin confuze liniile de comunicare între AGA și Consiliul de Administrație. Este clamată independența Consiliului de Administrație, dar de multe ori există oarecare acțiuni la frontiera independenței Consiliului de Administrație și trebuie puțin clarificat pentru toți jucătorii din spațiul în care noi funcționăm. Bun, vă propun să ne întoarcem la Poșta Română și să discutăm, pentru că vorbeam despre experiența dumneavoastră în sistemul financiar bancar de la Londra. Știu că aveți acum în derulare un proiect legat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD. Ce se întâmplă cu acest proiect, în ce stadiu este și ce își propune acest proiect? Vă rog să ne spuneți. Sigur, sunt o serie de proiecte extrem de importante pe care noi le avem în desfășurare acum. Spunem noi Poșta Română. Poșta Română, acum am revenit. Clar, o să mă refer în mod special la speța BERD pe care mi-ați solicitat să o dezvolt. Aș face un foarte, foarte scurt intro. Aș spune că una din principalele realizări ale companiei Poșta Română în ultimii ani
este faptul că ameliorarea indicatorilor economici ne-a dus într-o poziție unde am reușit să creștem gradul de atractivitate vis-a-vis de finanțatori. Dacă acum 2 ani, jumate, 3 ani lansam o licitație publică pentru o linie de finanțare bancară, vreau să vă spun că nu venea nimeni sau mai venea că vreo bancă cu mâna întoarsă la spate. E, acum lucrurile sunt diferite. Chiar acum am avut o licitație nu cu mult timp în urmă și au venit 5-6 bănci care s-au bătut în clauze de, cât de cât din ce în ce mai permisive pentru beneficiar respectiv Poșta Română, și este bine să vezi că totuși gradul de încredere, că este un indicator foarte bun, gradul de încredere al spectrului bancar românesc în companie a crescut. Asta este un indicator extrem de bun. Deci ăsta este un câștig important, fiindcă au văzut consecvență în strategii, au văzut materializarea strategiilor, fiindcă strategii există în Poșta Română de foarte multe milioane de euro plătite în ultimii 10-15 ani, dar extrem de puțină materializare. Nimic adus pe raft, cum se spune, astfel încât un client să poată întinde mâna și să ia un serviciu nou de acolo. Ei bine, pe mandatul meu m-am concentrat foarte mult pe materializarea strategiilor. Revenind la BERD, și ei la rândul lor au găsit în Poșta Română o oportunitate de investiții, ceea ce pe mine nu poate decât să mă bucure foarte mult. BERD, paranteză, fie spus, un finanțator important al economiei este românești. Este important și aduce un... aduce un plus incontestabil în ceea ce privește ratificarea de risc a companiei în orice comite de risc bancar, aduce un plus în guvernanța corporativă, aduce un număr de lucruri pozitive dincolo de doar banii în sine. Discuțiile au început acum un an, că știți cum e, da, overnight success, da, took 20 years. Am terminat și zona de due diligence. Acum mai urmează un comitet de risc la Londra undeva în luna octombrie, din ultimele informații pe care le am de la partenerii noștri bancari. Ce-și propune este acest proiect? Un proiect de 46,1 milioane euro. În totalitate, aceste fonduri îndreptate spre investiții. În esență, noi nu vedem banii, de fapt am depus 3 proiecte în valoare totală de 46,1 milioane euro și vă mărturisesc că pentru mine, din punctul meu de vedere, acest proiect este un proiect de o importanță majoră pentru companie. Compania suferă de o lipsă de investiții cronică. De peste 10 ani nu s-a investit în această companie într-un mod serios. E clar că în piața în care noi astăzi ne mișcăm, tehnologia rămâne un punct foarte important. Dacă nu ai, nu existi. Cam ăsta este trendul și în administrațiile poștale. Și acest și exact se referă punctul la unde, exact punctul unde s-a investit cel mai puțin. Și nu putem să ridicăm niciun fel de aspirații, de succes, de creștere, de cotă de piață pentru anul viitor și anii ce vor să fie, dacă nu investim în tehnologie. Și de satisfacția clienților. Din resurse nu? Proprii este practic imposibil să adun 46 de milioane de euro să-i bagi în investiții, fapt pentru care șansa și oportunitatea, opțiunea rămâne doar să-i atragi din exterior. Ei, aici trebuie să fii capabil să-i atragi, să ai standing-ul financiar, nu? Să-i poți atrage, cineva să fie dispus să riște bani pe tine și evident să te creadă pe tine ca manager în primul rând, într-un bid, într-o tentativă de a-i convinge, să te creadă că banii lor vor fi bine cheltuiți și se vor întoarce conform dobânzilor pe care le semnezi în contract. Revin la cele 3 proiecte, că astea sunt de fapt important. Imediat le numim, da. Doar vreau să mai fac un anunț. Sunteți, vă reamintesc, la Business On Air, ascultați emisiunea de la RFI. Alături de mine se află domnul Alexandru Petrescu, director general al Poștei Române. Și domnul Petrescu ne povestea, înainte de acest anunț al meu, ne spunea despre proiectele legate de BERD și vreau să-l provoc și să-l rog să continue această descriere a proiectului legat de BERD. Am reținut 46,1 milioane de euro care vor fi atrași. Acum este foarte important să punem într-o perspectivă reală tot proiectul. Suntem pe ultimul pas înainte de ultima aprobare, să spun așa, fiindcă au fost o serie de comitete de risc succesive prin care am trecut și am ajustat, să spun, proiectele astfel încât ele să fie exact pe calapodul investițional al băncii. Sunt 3 proiecte, cred că fiecare o să regăsiți în fiecare
ca și clienți, cam de ce ați fi avut nevoie când mergeți la o poștă? Totdeauna eu spun calculator, vreau să văd. Evident, primul proiect informatic este, primul să proiect este platforma, da? De IT. Platforma de IT, da. Ce înseamnă efectiv? Printere moderne, înseamnă calculatoare în fiecare oficiu, fiindcă o de multe rețea, ori probabil, coada în oficii nu este neapărat cauzată de oamenii care nu se mișcă când de ajuns de repede, este cauzată de faptul că sunt 8 ghișe și 3 calculatoare. Faptul că poate conectivitatea nu este cea mai bună și chiar dacă e bună, nu poate livra viteza necesară cu un calculator vechi de 10 ani. E clar că aici trebuie să bani investiți și când vorbești de o platformă ITNC, aici nu vorbești de sute de mii de roni, aici începi să vorbești cu 10 de milioane de euro, că altfel nu se poate și asta doar așa, într-o fază incipientă de investiție. Deci este o platformă de ITNC, inclusiv cu un modul de ERP. Al doilea proiect este centrat pe sortarea automatizată pentru coletărie și corespondență. Suntem singura țară în Europa fără o sortare automatizată. Închipuiți-vă că suntem ca o țară unde nu poți să ai roaming, așa ca să vă fac o paralelă cu zona telecomunicațiilor. Ca să înțelegem așa mai din afară, noi fiind din afară. Deci noi practic nu putem garanta partenerilor noștri externi că vom face livrarea într-un termen asumat. Fiindcă să auditezi un lanț uman de livrare a unui serviciu poștal e cu un semnul întrebării. Îți dă o plajă de plus minus cam mult, astfel încât să te duci să zici e garantat la ora X în ziua X, stai acasă sau vino și al de aici. Nu se poate. Bun. Deci sortarea cu automatizată... Cu această investiție s-ar putea face. Absolut. Va putea face. Avem un modul de sortare automatizată pe care îl discutăm cu o echipă de consultanți ai băncii. Și nu în ultimul rând, evident, ultimul proiect se referă la investiția în într-o cifră care poate varia foarte, foarte puțin, dar de circa 800 de autovehicule dedicate în exclusivitate zonei de priori post, adică zona de directă competiție cu jucătorii cunoscuți din piață. Este zona de creștere care se dezvoltă cel mai rapid din sectorul poștal și de curierat și evident că acolo nu contează cât de mult rearanjezi, reparametrizezi, regândești itinerarii. Acolo e vorba de investiții. Investiții în mașini, investiții în infrastructură de plată, investiții în tehnologie și evident că acest al treilea proiect va merge în acea zonă. Noi avem o acoperire extrem de bună la nivel național, avem platforme logistice la nivel național, dar trebuie să dublăm cu tehnologie. Mă bucur să aud că vorbiți despre aceste proiecte foarte concrete pentru a fi și să reamintim, să mai apăsăm o dată pe ce a spus mai devreme, mai e nevoie de încă o aprobare. Să sperăm că va trece această aprobare și proiectele le vom vedea în curând implementate la Poșta Română. Vorbeam despre servicii financiare. Aveți și dorința de a mai deschide un pic zona aceasta? Pentru că au fost tot felul de proiecte tot așa și de idei lansate de-a lungul timpului legate de Poșta Română, să devină broker de asigurare, să devină, nu știu, să aibă o colaborare cu o bancă. Mai sunt preocupări? Într-adevăr, în ce sens? Dacă există o minimă preocupare să faci lucrurile bine, nu trebuie să fii un mare specialist. E de ajuns să te uiți, să vezi cam ce se întâmplă într-o administrație poștală de succes din vestul Europei, să spunem. Și veți vedea că diversitatea rămâne cuvântul cheie ce stă la baza oricăror strategii de dezvoltare. Astăzi, administrațiile poștale sunt pseudobănci în condițiile în care multe dintre băncile comerciale în multe țări europene își restrâng amprenta națională. Poșta Română, administrațiile poștale și în cazul nostru și Poșta Română, veți vedea din ce vă povestesc mai târziu, administrațiile poștale preiau această obligație de prezență în teritoriu a serviciilor financiare și astfel s-au dezvoltat o serie de alte servicii conexe core business-ului, care este livrarea de corespondență și colete, servicii care se suprapun foarte bine portofoliului de clienți al unei administrații poștale. Veți vedea că în Polonia serviciile financiare adiacent serviciilor poștale aduc în momentul de față între 60 și 70% din venitul anual. În Italia, Poșta Italiană deja este un jucător redutabil în zona financiar-bancară. În Marea Britanie, Royal Mail de circa 5-6 ani cu succes
succes funcționează cu echipa lor, divizia lor de servicii financiare în parteneriat cu Bank of Ireland. Bpost în Belgia, în parteneriat cu BNP Paribas, au un portofoliu dedicat de servicii financiare, din nou adiacent și complementar serviciilor poștale. Evident că în România... Deci aceasta este tendința. Aceasta se întâmplă nu de ieri de azi, deja lucrurile de vreo 10 ani în unele administrații poștale mai avangardiste. Evident că la noi schimbarea totdeauna vine mai greu. Este adevărat că și nu numai la noi, peste tot, administrațiile poștale totuși sunt cetăți ale conservatorismului. Sunt foarte mari, mentalitatea este bine împământenită și schimbarea nu vine. Cât de mare e poșta română? Câți angajați, de exemplu, sunt 27.000 de angajați. Este probabil încă a rămas cel mai mare angajator din România. Știu sigur că este mai mare decât CFR-urile și toate celelalte care ne concurează așa ca număr de angajați. Da, este o companie într-adevăr foarte mare și nu numai vorba că este mare ca număr, are și o acoperire geografică extrem de mare. Dacă nu mă înșel, cred că avem o penetrare teritorială superioară chiar Ministerului de Interne. Fapt pentru care evident că actul managerial nu este unul foarte ușor și valențele de implementare a strategiilor trebuie pe nuanțe accentuate. Nu este ușor lucru să poți să uniformizezi la nivel național atât de întins tot ceea ce se hotărăște într-un birou. E ca și cum ai dresa un elefant așa, nu știu, care se mișcă uneori mai greu, nu? Da. Păi, dați voie să fac această comparație. Sigur că da. Bun, ne întoarcem la servicii financiare. Noi suferim de gigantism, este adevărat. Și trebuie să mergem înainte, fără dar și poate că revenim la cuvântul cheie al strategiilor, diversificarea portofoliului. Aș fi vrut ca această diversificare să fie implementată și inițiată poate acum 5-6 ani. La un moment dat pot să vă spun că eu, fiind poate de partea cealaltă a baricadei, vicepreședinte la o bancă din Londra, chiar am avut o discuție la un moment dat, acum 6-7 ani, cu reprezentanții de atunci ai Poștei Române și ai Ministerului, explicându-le că în 5-6 ani, foarte mult din volumul actual de corespondență va dispărea și odată cu el și venitul aferent, și veniturile va fi nevoie să fie substituite cu alte tipuri de venituri. Atunci eram în poziția în care explicam ce e important să demarezi și să inițiezi o platformă de servicii financiare, transacțional, banking. Acum, revenind... Aveți ocazia să o faceți. Revenind, acum am ocazia să o fac și este de fapt unul din dezideratele importante ale mandatului meu, să lansez o divizie de servicii financiare în septembrie 2013, fiindcă aici totul se măsoară în ani, din păcate, am lansat o procedură națională de identificare a unei instituții financiare alături de care să construim, să asamblăm un portofoliu de servicii financiare potrivite pentru tipul de client care ne calcă pragul. Cam toate entitățile bancare listate pe site-ul BNR au fost contactate cu un caiet request for information, care le explicam viziunea noastră de cum ar trebui să facem, unde de altfel vă pot spune că am regăsit și am inserat mult din experiența pe care eu am avut-o în Marea Britanie. Eu, în prealabil, lucrând cu Poșta Irlandeză, cu Ampost, lansând divizia de servicii financiare a operatorului O2 în Irlanda. Deci exista un pachet de experiență mai mult decât rezonabil. Evident că foarte multe bănci ne-au răspuns, unele nu au fost interesate, unele nu au fost interesate fiindcă, dacă îmi permite, strigasem de prea multe ori lupul. De multe ori s-a încercat, dar niciodată nu s-a materializat. Și încă o dată Poșta Română încearcă să facă servicii financiare. Mersi, dar not interested. Dar de data asta vreau să cred că lucrurile sunt altfel. Și am luat și validarea BNR-ului undeva în primăvara acestui an, fiindcă și ei, evident, au un cuvânt de spus. Trebuie un acord de la ei, un fiindcă aviz, sunt o serie de elemente noi în acest parteneriat pe care noi îl lansăm, în această divizie de servicii financiare, inclusiv externalizarea serviciilor bancare. Este pentru prima oară când vor fi tranzacții de natură financiar-bancară în afara spațiilor dedicat bancare. Este un lucru care se întâmplă deja peste Europa, tot în Europa, tot, dar în România nu se întâmplă. Dată, fapt da. Pentru care a fost nevoie de așa un interesant, lobby mai special, un push care să fie totdeauna însoțit de elemente, de comparație, uite cum e în Franța, uite cum e în Anglia, astfel încât reglementatorul să aibă încredere să ne dea un aviz pozitiv, aviz care a și venit. Am intrat în ultima sută de metri de negocieri, au fost
o serie de bănci care s-au calificat pe ultima 100 de metri. N-are rost să mă mai refer la ele, dar între cele care s-au calificat, distinția făcut conform comisiei care analizează ofertele și este omologul de discuție și negociere, distinția a făcut Patria Bank, care între timp am înțeles că câștigă un profil din ce în ce mai important pe spectrul bancar românesc prin o serie de achiziții în zona bancară. Și vreți colabora și cu ei vor veni cu zona de licențiere, cu zona de know-how, chiar cu zona de tehnologie specifică băncilor, cu zona de monitorizare și interfață cu BNR-ul. Noi venim cu o logistică pe care nu mai are nimeni, venim cu un nume ultra cunoscut în piață, exact de ce vă spuneam că trebuie mai bine monetizat, venim cu un grad de familiaritate al agentului poștal în familie, în gospodărie, să spun așa, pe care nu-l mai are absolut nimeni și împreună, având și exemplele altor țări, sunt convins că va fi un proiect de succes. Vom avea un portofoliu simplu de produse, nimic complicat de tipul băncilor avangardiste în zona investițională, produse simple, card de salarii, împrumuturi mici, avem și în plan un portofoliu de servicii pentru zona IMM-urilor, pentru a putea servisa financiar companii care poate nu au o proximitate în a-și tranzacționa, a-și acoperi nevoile bancare. Foarte interesant, mi se pare lucruri foarte dinamice pe care le face. Sincer, nu mă așteptam să fie atât de mult dinamism, iată, la Poșta Română. Mă bucur, Alexandru Petrescu, vă reamintesc, director general Poșta Română, este alături de noi și despre proiectele și despre realizările pe care deja le are. Nu mai avem foarte mult timp, de asta spuneam că suntem într-o zonă foarte dinamică, dar nu pot să mă abțin să nu vă întreb și vă mitraliez așa câteva întrebări mai delicate la final. Privatizarea mai e de actualitate sau nu? Spuneți-ne până la urmă, Poșta Română e pe pierdere sau pe profit, că sunt tot felul de discuții pe această temă și nu în ultimul rând spuneți-ne ce s-a mai întâmplat și cu, am înțeles că Poșta Română a prins niște amenzi din partea Consiliului Concurenței, dar istoria vă rugăm foarte pe scurt pentru sigur, că câteva minute va trebui să ieșim. Mă refer la cea de-a doua întrebare. Poșta Română este pe profit în ultimele 30 de luni, vă pot spune că 25-27 dintre ele au fost luni pe profit operațional, însă nu trebuie să uităm că noi manageriem un trecut foarte puțin glorios și orice profit operațional obținut, el de fapt se duce în acoperirea pierderilor trecutului. Este și una din clauzele codului fiscal. Efectiv, dacă ai un extra plus valoare monetară câștigat din reducerea cheltuielilor, din creșterea veniturilor, el nu se duce într-o investiție, se duce să acopere datoriilor companiei provenite din 2005, 7, 9, 11 și alți ani din trecut. Bun. În ceea ce privește amenzile, am avut nefasta surpriză de a primi o amendă de, vă spun, în 124 de milioane de roni primiți în 2012 de la Consiliul Concurenței pentru practici anticoncurențiale 2005-2009 și 33 de milioane de roni primiți în 2015 aprilie pentru o serie iar de practici care au fost percepute a fi anticoncurențiale de către Consiliu. Le-ați plătit, ce să vă... Din perioada 2010-2012. Deci nu din mandatul chiar mergeam pe 2015, 3,5 milioane RON profit. A venit amenda, decizia cu efectiv două săptămâni înainte de finalizarea anului financiar și a trebuit să o provizionăm. Și în loc să facem 3,5 milioane RON profit, al doilea an de profit, am făcut 29,5 milioane RON pierdere. Bun. S-a păstrat profitul operațional, adică fiindcă este alt palier bugetar, dar este pierdere. Între timp, la 6 luni, avem un parcurs bun. Pe de altă parte, intrăm în a doua parte a anului, care este o a doua parte plină de cheltuieli. Încep cheltuielile de iarnă, combustibil, lemne, etc. Nu mai e timp. Privatizare? Privatizarea, aș spune cuvântul capitalizare. În continuare, compania are nevoie de investiții masive pentru a fi performantă. Perfect. Oprim aici. Din punctul meu de vedere, eu îmi doresc o listare. La bursă. La bursă, absolut. Mulțumesc, Alexandru Petrescu, director general Poșta Română, pentru interesantele proiecte pe care le aveți. Vă mai invităm să ne spuneți cum se derulează aceste proiecte. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați ascultat. Vă reamintesc, sunteți la Business Hour, la RFI. Eu sunt Constantin Rudinski. Vă doresc o după-amiază plăcută în continuare.